Exact așa cum era să câștige și Maia Sandu, dacă nu i-ar fi pus bețe în roate unii politicieni de la noi. Cum ar fi domnul Leancă? Domnul Leancă, Mihai Ghimpu nu s-a împăcat cu idei nici în turul 2. Țineți minte că a fost la ProTV și a zis că Maia Sandu a intrat în turul 2 prin minciună. Și fals.